Bună ziua, prieteni! Dacă ar fi să facem un exercițiu de transfer imaginar în 9 mai 1945, nu suntem departe de a susține că a fost o mare bucurie, pentru că după 6 ani de carnagiu se punea capăt chinurilor la care era expusă nu doar Europa, dar și populația Basarabiei istorice. Prin urmare, una este să atestăm acest sfârșit al războiului european și alta este să-l înțelegem în contextul instrumentalizării sale politice. În cele ce urmează, voi da citire declarației blocului acum, platforma Da și Pas, privind ziua de 9 mai și consemnarea Zilei Europei, într-o dorință de a propune o nouă abordare privind aceste două date, văzute de unii conflictuale, dar de noi, într-un exercițiu profund de reconciliere și de reculegere. După care voi enunța câteva din acțiunile pe care le vom întreprinde astăzi, pentru că cei care ne priviți și mai aveți posibilitate să puteți să ne urmați. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, în fiecare an, la 9 mai, se consemnează Ziua Uniunii Europene. Pentru a marca declarația istorică a ministrului francez de externe Roman Schumann, care la 9 mai 1950 propunea un plan de cooperare economică între Franța și Germania. Declarația a stat la baza creierii Uniunii Europene, cel mai ambițios proiect de pace, bună guvernare și bunăstare în lume, un simbol al libertății și standardelor înalte de viață. Ziua Uniunii Europene nu înseamnă numai data de naștere a proiectului european, ci și o zi a bucuriei de a fi împreună, a solidarității, o zi a marii comunități din care fac parte toți cetățenii Uniunii Europene și cei al statelor aspirante de a accede în Uniunea Europeană. În același timp, această dată vine să ne amintească de ziua de 9 mai 1945, atunci când în Europa s-a pus capăt celui mai sângeros război din istoria umanității, un război total, care n-a făcut distinție între militari și civili. Acesta a provocat între 50 și 85 de milioane de decese, rezultat al ostilităților militare, bombardamentelor, holocaustului, epidemiilor, etc. Teritoriul Basarabiei istorice a fost angrenat plenar în acest carnagiu mondial, suferind pierderi umane imense de sute de mii de oameni, morți și răniți în operațiuni militare, atrocități de război, bombardamente și exodul masiv al populației. La peste 70 de ani de la sfârșitul conflagrației mondiale, constatăm că acest război nu are învingători și învinși, ci doar lecții de învățat. Lecții de reconciliere istorică, de comemorare a victimilor și de unitate. Ziua Europei este unul din simbolurile cele mai importante ale solidarității continentului nostru. Prin urmare, invităm cetățenii Republicii Moldova să consemneze data de 9 mai într-un eveniment comun de reculegere, compasiune și toleranță. Este un moment simbolic în care putem reafirma atașamentul nostru față de democrație, statul de drept, față de libertățile individuale și prosperitate. Valori pe care blocul acum, platforma Da și Pas, și le asume odată cu lupta pentru viitorul european al Republicii Moldova. În cele ce urmează, așa cum am enunțat, vom avea o campanie de distribuire a pleantelor, de promovare a valorilor pe care le-am enunțat în declarație, după care, la ora 11, rugăm să ne regăsim alături de
deputații blocului acum la scările de la cimitirul militarilor români, unde vom depune flori, iar de la ora 12 rugăm să ne urmați la cimitirul Eternitatea, la memorialul Eternitatea, acolo unde vom depune flori la mormântul soldatului necunoscut, alături de care se regăsesc miile de basarabeni care au murit în cel de-al doilea război mondial. Vă mulțumim!